Soțul femeii, în vârstă de 87 de ani, este bolnav și abia se poate deplasa, iar copiii, spun vecinii, nu făceau altceva decât să bea, așa că bătrâna era cea care se îngrija de gospodărie. A plecat joi după amiază să adune vreascuri din pădure, ca de obicei, și nu s-a mai întors. Abia spre seară, familia a intrat în panică și, după ce a căutat-o fără succes cu ajutorul vecinilor, a sunat la 112. Persoana care a plecat în după amiaza zilei de ieri, în jurul orelor 16, să aducă lemne pentru foc, dintr-o zonă împădurită, care se află în apropierea locuinței sale, zonă unde accesul se face pe o punte pietonală care traversează Albia Pârâului Vărbilău. Acum, dacă bătrâna nu mai e, are să moară toți. Mă gândeam, zic, cum o fi plecat? E nenorocit, dar apără mi-e stres, de aceea mie nu mi-e frică. Ea ținea haula, chiar dacă e moartă acum, a murit muncind. Polițiștii și jandarmii, însoțiți de un câine de urmă, au scotocit împrejurimile până în jurul orei 4, au reluat căutările vineri dimineață, însoțiți de pompieri. Ca să ajungă în pădure, bătrâna trebuia să traverseze un pârâu pe o punte din lemn. La capătul podețului, spre casă, oamenii au găsit legătura de lemne, semn că femeia s-ar fi întors în pădure, așa că au luat la pas toată zona. Ia zi, Irinel, ia ceva pe acolo! Am periat toată zona cu colegii de la ISU, de la jandarmerie, și localnici. Bineînțeles, sigur că da. Nu, deocamdată nu am găsit. Familia bătrânei, dar și vecinii s-au gândit la ce mai rău încă de vineri dimineață. Nu, ca să o găsesc în viață, nici atât. Am căutat-o până la bază. Ce să se fi întâmplat? Nu poate. Nu știu. Eu mă gândesc la ce mai rău. În viață nu cred că mai este, pentru că a fost foarte frig azi noapte și ar fi înghețat de frig. Trupul neînsuflețit al Mariei Mincu a fost găsit în cele din urmă de polițiști în Albia Pârâului, la aproape 200 de metri de puntea pietonală. Se pare însă că bătrâna ar fi căzut de pe malul apei, posibil să-i se fi făcut rău. În acest caz s-a deschis o anchetă penală pentru a se stabili cu exactitate cauza morții. Trupul femeii a fost transportat la medicină legală pentru necropsie.